Aș vrea să deschidem Cartea Sfântă, Biblia, la Evanghelia după Matei, capitolul 25, și o să citim începând de la versetul 31 până la versetul 46, inclusiv, adică până la sfârșitul capitolului 25. Pagina în Biblie 955. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost bolnav și m-ați îmbrăcat. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsă veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Titlul acestui text pe care l-am citit, un titlu bineînțeles pus de oameni, este acesta, Judecata viitoare. Sunt oameni foarte deranjați atunci când aud predici despre porunci, despre judecăți, despre pedepse, despre, știu eu, disciplină și zic, cum să vină mă, oamenii să pocăiască? Când îi tot speriem. Și le vorbim despre un Dumnezeu care într-o zi ne judecă, într-o zi ne pedepsește, într-o zi ne... Băi, trebuie să venim și să spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, despre oferta lui de pace. Și sigur că poate vor fi și veți fi poate deranjați de cuvântul acesta despre o judecată. Că tare ne plac predicile și mie îmi plac de încurajare și de îmbărbătare și de așa, toate bune și frumoase. Numai că luăm și noi exemplu, dacă vrem să vorbim oamenilor nemântuiți de Dumnezeu, de Domnul Hristos, luăm exemplu de la cei care au fost înaintea noastră și mult mai sus ca noi. Apostolul Petru ajunge acolo, în Areopagul din Atena și predică. Și de la prima predică și de la prima întâlnire cu acești atenieni,
vorbește de pocăință și de judecată. Le spune la atenieni că porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și când au auzit ei de învierea morților și de imediat s-au tulburat, s-au zis, da, să te ascultăm altă dată. Acesta a fost Pavel, apostolul Petru, tot în Faptele Apostolului, în capitolul 10, versetul 42, el, Petru, spune, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Și spune mai departe și ceva de bine, toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Așa și-a început și Petru predica. E important să vorbim despre judecată. Acum vorbim despre judecată, sunt multe păreri și sunt multe învățături care se dau. După unii teologi, sunt vreo 4 judecăți. După alții, o singură judecată, odată și pentru totdeauna. Pentru unii sunt 2 judecăți. Atunci când vine Domnul Hristos, în ziua Domnului. Și o a doua judecată, după 1000 de ani. Când se sfârșește istoria acestui pământ. Și câteva precizări vreau să fac despre judecata aceasta a Domnului Iisus Hristos, când vine Domnul Iisus Hristos. Sigur, știm toți aceste învățături care circulă că El vine mai întâi în secret ca să-și răpească biserica și că venirea Lui ca să-și răpească biserica n-are nicio legătură cu adunarea tuturor neamurilor și ăștia pe care îi desparte aici pe unii de alții, nu-i vorba despre biserică. Foarte fals. Nespus de fals. Spune cuvântul Domnului foarte clar și desfășurat. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Când va veni cum? În slava sa. Adică El nu vine odată în secret, odată vizibil, ci vine în slava sa. Biblia e foarte categorică. Domnul Hristos vine în slava sa. Nu în secret. Hai să citim câteva lucruri. Din Biblie. În Cartea Apocalipsei, în capitolul 1, ne spune foarte clar, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Spune Iuda, fratele Domnului Iisus, versetul 14. Și pentru ea prorocit Enoch al 7-lea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu 10.000 de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit. Nu-i vorba despre aceea judecată. Ce ziceți?
Tot în Apocalipsa, în capitolul 19, când Ioan vede cerul deschis și un cal alb, cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Și spune Biblia că el era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Adică era Domnul Iisus Hristos. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu ini subțiri, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile. Nu e același lucru. Nu e aceeași judecată. Cum zice aici, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Prea iubiții mei, frați, în Matei 24 ni se spune în versetul 30, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Este o judecată a Domnului Iisus. Spune Apostolul Pavel un cuvânt foarte cunoscut din Biblie, dar nu să citești cuvintele astea și nu să vorbesc despre ele, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului judecat al lui Hristos Iisus, pentru ca fiecare, inclusiv Pavel care zice, el zice, toți trebuie să ne înfățișăm. Fiecare se trebuie să coteală de tot binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Unii împart așa Biblia în tot felul de felii, doar scapă printre ele. Nici la aia, nici la aia. Spun, nu, domne, biserica e răbită și biserica e în cer și în timp ce pe pământ e necaz, ei acolo în cer își primesc răspătirile. Numai că tot Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, de exemplu, în capitolul 3, în textul acela care are ca titlu Încercarea focului, vorbim despre ceea ce a zidit fiecare pe temelia aceea care a fost pusă și nu poate fi pusă o altă temelie, că lucrarea pe care o face cineva, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut. Auzi? Ziua Domnului, ziua când vine Domnul Hristos. Și când are loc și strângerea noastră la o la altă cu Domnul. Și focul va dovedi cum e lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea va fi arsă, își va pierde răsplata. Totuși, el va fi mântuit, dar ca prin foc. Aș vrea să înțelegem adevărul acesta al Scripturii. Înaintea noastră stă o zi a tuturor locuitorilor acestei planete. Și ziua aceea îi numită ziua secerișului, dacă vreți. Domnul Hristos spune o pildă, are denumirea pilda aceasta, pilda neghinei, și acolo, când tâlcuiește această pilda neghinei, el spune țarina. Dar hai să o luăm de la versetul 37. El a răspuns, tâlcuind pilda neghinei, cel ce seamănă sămânța bună este Fiul Omului. Deci este vorba despre ce s-a întâmplat după venirea lui prima dată. Când sămânța aceea, care a fost aruncată pe pământ, a adus rod. Și cine sunt rodul acela? Fiii împărăției. Cei care vor merge la dreapta. În împărăția pregătită de la întemeierea lumii. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Ziua aceea mare și grozavă. Secerătorii sunt îngerii.
Spune Domnul Iisus Hristos la apostoli, tot în această carte sfântă, că atunci când va veni El și va sta pe scaunul de domnia slavei sale, cei care l-au urmat vor sta și ei pe 12 scaune de domnie și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Atunci va fi ziua judecății. De aceea aș vrea să ne gândim foarte serios la ce-o zis Pavel, la ce-o zis Petru, la ce-o zis Domnul Hristos. Biblia este o carte unitară, vorbește la unison despre același lucruri, că nu e așa de simplu, nu scăpăm așa de ușor ca prin urechile acului, ci este important cum trăim și ce facem aici pe pământ, pentru că va fi o judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este bine și la tot ce este rău. Și ziua aceea, așa cum o zis Apostolul Petru, ar fi bine să le găsească fără vină, fără prihană și în pace. Dacă am citat corect, nu știu. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Reluăm din textul pe care l-am citit. Va veni Domnul Hristos, va veni în slavă cu toți Sfinții Îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Și Biblia îl numește aici Împăratul. În cartea Apocalipsei este înfățișat că oștile din cer vor urma cărări. Sfinții care deja sunt acolo, cei care vor învia, spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Va veni înapoi Domnul Iisus Hristos cu toți Sfinții. Tot în Tesaloniceni, în 2 Tesaloniceni, zice în capitolul 1, cu versetul 8, cu versetul 6. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o dignă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească. Pe cine? Pe cei ce nu ascultă de Evanghelie. Nu e același cuvânt peste tot în Biblie, prea iubiții mei frați? E același cuvânt. Și acum hai să vedem ce vrea să ne spună Domnul în textul acesta care l-am citit. Ce se va întâmpla în ziua judecății? Biblia spune că îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta și capre la stânga. La cei de la dreapta le va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Și enumeră de ce ajung aceștia la dreapta. Pentru că au făcut ceva. Am fost flămând, mi-ați dat de mâncat, am avut sete, mi-ați dat de băut, am fost trăind și m-ați primit. Foarte pe scurt vreau să vă spun un lucru. Sunt unii oameni care cred că dacă nu te răzvrătești de-a dreptul împotriva lui Dumnezeu, cum sunt unii care se răzvrătiți de-a dreptul împotriva lui Dumnezeu, care îl urăsc pe Dumnezeu, care vorbesc împotriva Lui, care se vor închina fiare și Biblia spune despre ei că vor ajunge în iazul de foc, care arde cu foc și cu bucioasă, în moartea a doua. Dar spun unii, dacă nu
cobori așa de jos, tu nu ești cu ăia. Biblia spune aici foarte clar, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, pentru că n-ați făcut ce? Ceea ce ați putut face acelor oameni în care ați putut identifica pe Domnul Iisus Hristos, pe Împăratul. Domnul Hristos a identificat cu niște oameni. Cu niște oameni de aici, de pe pământ. Cu oameni săraci, cu oameni bolnavi, cu oameni disprețuiți, cu oameni care au ajuns în temniță, dar nu pentru violuri. Și aici este un pic de confuzie. Am văzut creștinii noștri foarte dispuși să acorde credit, să se poarte cu multă bunăvoință cu oameni din care apară de păcătoși, chiar dușmani ai lui Dumnezeu, dar față de frații lor din adunare n-au nicio considerație. Mai ales dacă săraci. Și cu minte mai puțină, ca să zic așa. Îl caută pe Domnul Iisus Hristos într-o zi mama lui și frații lui. Și îi se spune, uite, mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Și el, rotindu-și privirile peste cei ce ascultau cuvântul, întreabă, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Le dă o lecție a celor care și-au zis, el, iată că mama mea și frații mei sunt toți aceia care fac voia lui Dumnezeu. Voia Tatălui meu care este în ceruri. Există cuvinte în această carte sfântă că trebuie să avem, să avem foarte mare grijă cum ne purtăm cu toți oamenii. Dar în mod deosebit cu frații de credință. Adică cu cei care sunt din aceeași turmă. Care fac voia lui Dumnezeu. Interesant că am găsit și știu că și dumneavoastră ați văzut. Ne emoționăm foarte repede citind povestiri închipuite pe Facebook. Auzind întâmplări de pe nu știu unde. Mergând în misiune în Africa, ești ceva exotic. La oamenii ăia necăjiți, și ei au nevoie de rană. Și cu ea trebuie să-i ajutăm. Dar ăia de lângă noi, din adunare. Lasă-l că așa merită. Cine l-a pus să-și bată gura? Un frate la Montreal a primit un glonț în spate. Cosărit în ajutorul unei femei bătrâne. La care cineva i-a smuls geanta, un infractor. Și-a auzit-o, dar cine te-a pus, mă, să te baci? Ce era treaba ta? Nu-i poliție în țara asta. O venit la Domnul Hristos un om. Biblia spune că era un tânăr bogat. Și i-a pus o întrebare. Bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Hristos îl întreabă, știi poruncile? Și omul acesta le repetă și zice, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Aici nu sunt trecute toate poruncile de care era vorba. De exemplu, în lege e scris, și în asta era cuprinsă toată legea și prorocii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În aceste două porunci, spune Domnul Hristos, îi cuprinsă toată legea și prorocii. El a zis că le-a păzit din tinerețe. Și Domnul îi spune, îți mai lipsește un singur lucru, vinde ce ai, împarte la săraci, și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Și-a plecat întristat că era bogat. Nu era în stare să renunțe. Pentru că ai spus că ai păzit poruncile. La proba practică n-ai fost în stare să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Am auzit oameni foarte buni prieteni. Au deschis o asociație împreună, o companie împreună. Participațiune 50-50%. Și s-a gătat cu prietenia. Că tot timpul a fost
suspiciunea asta, că dacă mă păcălește cu ceva, dacă ia ăla mai mult decât mie, dacă... Și gata a fost prietenia. De ce? Pentru că nu chiar asta era sentimentul pe care îl aveau. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Păi știi ce înseamnă să iubești pe cineva cum te iubești pe tine? Păi, cum zicea un frate, era frig la cap, s-a întâlnit cu un frate într-un parc, acolo, pe o bancă. El era cu capul gol, fratele, că la întâlnire avea o căciulă de aia de Astrahan, foarte faină. Și-a zis către el, faină căciulă ai, zice. Dă un pic să văd mie cum mi-ar veni. Și omul i-a dat-o. O pus-o în cap și-a zis, poți să mi-o lași mie, că toți suntem noi prieteni și frați și tovarăși. Și el a avut o strângere de inimă, așa era și frig afară, dar au zis, ok, ți-o las. Să fii sănătos, o port sănătos. Foarte greu. Iubești pe cineva ca pe tine, pe ori căciula la tine pe cap, ori pe capul lui, ar trebui să-ți fie egal, nu? Tu ai două mâini și pe amândouă le îmbraci la fel, nu lași una afară. Ai două picioare, ai... E foarte important. În momentul în care judecăm relația noastră sau viața noastră de credință creștină, noi avem legături pe două axe. Pe verticală e cu Dumnezeu. Și pe orizontală e cu omul de lângă noi. Și primii oameni de lângă noi, că cu ei nu avem chiar așa de mult de a face, sunt frații noștri din adunare, sunt creștinii. Legătura cu Dumnezeu pe orizontală. Pentru cei mai mulți, pare la prima vedere că e corectă. V-am povestit experiența unui frate cu portocalele. Poate unii n-au auzit, vă mai spun o dată. Că așa suntem noi, facem orice pentru Dumnezeu, drăguțul. Orice. Că El nu ne cere nimic personal pentru El. La El n-ajunge nici un ceai de la noi. Că nu-i trebuie. El se identifică, Domnul Hristos se identifică cu cei mai neînsemnați frați. Adică cu cei care totuși ascultă de Dumnezeu. Dar sunt neînsemnați. Am auzit despre frații ăștia de la Miros de Cer, de la Misionând Generația de Mâine, că sunt judecați. De ce se duc și la oameni nepocăiți? Acum se duc la oameni nepocăiți, adică nependicostali, neapostolici, nebaptiști. Dar și oamenii au și ea ceva în suflet. Că am văzut pe mulți vorbind cu cuvinte din Scriptură și cu Biblia pe masă. Foarte interesant și foarte important îi. Relația asta cu Dumnezeu îi declarată, dar trebuie probată. Și e probată când ne raportăm la cei de lângă noi. Tatăl ăsta care a avut o experiență copiii lui, se făcea greu rost de portocale pe vremea lui Ceaușescu. Mai dădea ceva guvernul pe la locul de muncă la unii părinți, câte o punguță de fiecare copil cu ceva acolo. Ne aducea și tatăl nostru câteodată câte ceva. Și mai făceau rost bieții părinți în preajma sărbătorilor de iarnă, pe sumână, de unde se putea, de niște portocale, de niște bomboane. Ceva să-și îndulcească copiii în vremea aia, cum era atunci. Aveau trei copii, au pregătit trei pungi, au pus în fiecare câte ceva și câte trei portocale la fiecare. Lui și soție nu i-a rămas nimic. Că n-au putut face rost de mai multe. Și apoi când copiii bucuroși și verificau ce au primit, le-a zis fratele, tatăl, nu, acum care dă și la tata o portocală? Cea mai mare fetiță s-a grăbit repede, copiii mai mari înțeleg mai multe. Eu, tată, eu îți dau. Și repede își deschide punga și dă o portocală. Și fratele o ia, o mângâie frumos, o miroase.
Foarte frumos, mulțumesc frumos. Nu vă spun numele, întâmplarea e adevărată. Zice, uite, eu îți mulțumesc, dar n-am să mânc portocala asta. Am să o dau la fratele tău cel mai mic. Pentru că el e și mai slăbuț, uite ce amărât, mă urechirez de el. Îi dau lui portocala asta, că e cu foarte multe vitamine. Și fetița sare ca friptă. Nu, zice, lui nu i-o dau. Eu ți-o dau ție. Dacă nu vrei să o mânci, dă-o înapoi. Vă rog să puneți aplicația asta la textul de astăzi. Domnul Hristos zice, ori de câte ori ați făcut, mie mi-ați făcut, și ori de câte ori n-ați făcut, mie nu mi-ați făcut. Și auzi pe frați spunând, Doamne, eu la Domnul îi dau, dar la ăsta nu. De ce nu muncește și el? Lasă, Doamne, ce dacă e bolnav? Pe toți ne doare câte ceva. E cineva sănătos în ziua de azi? Nu mai spun că ne facem judecători cu gânduri negre. Că suntem vinovați de bănuielile nedrepte. Dar este dovada că ceea ce se întâmplă între cei mai apropiați ai noștri, din biserică. Și foarte mulți slujitori recunosc. Da, avem partide în adunare. Acum sunt partide în oraș. Am auzit din oraș din Ardeal, eu n-am fost încă. Am fost în câteva biserici în România, ultima dată când am fost în România, dar n-am fost în orașul acela și am întrebat de o biserică. Și au zis, aia e biserica milionarilor. Acolo sunt aia bogați. Pe bun, și voi nu încăpeți acolo. Încăpem, dar zice, nu prea ne bagă nimeni în seamă acolo. Acolo sunt oameni din anumite categorii. Am auzit un oraș din Irlanda. Două biserici. Una celor înstăriți, cu dare de mână, care s-au ajuns. Și un alu, ceilalți, de toată mâna. Și versurile unei poezii spun, unul n-are nici de sare și mănâncă nesărat. Și la ăsta, la alții, se pare că e o mare binecuvântare, o risipă așa de mare, combinată cu păcat. În aceste două porunci din Vechiul Testament, și preluate și Noul Testament, i-a spus Domnul Hristos, era cuprinsă toată legea și prorocii, adică să-L iubești pe Dumnezeu ca pe tine, mai mult decât pe tine, cu toată puterea, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aduceți-vă aminte și de pilda pe care o spune Domnul Hristos cu samariteanul, milostiv. Și îi spune acelui, du-te și fă și tu la fel. Cum a făcut omul ăla pentru un străin. Ce-a fost în stare să facă. Du-te și păi și tu. El vrea să știe care e aproapele lui, pe care trebuie să-l iubești ca pe tine. Aproapele tău e ăla care îți face ție bine și ăla la care poți să-i faci tu bine, dacă vrei să-i faci. Tânărul acesta a vorbit cam așa. Cam ca și fata noastră din istoriora care v-am spus-o. Da, am făcut și fac. Orice, Doamne, îți dau! Dar la aproapele tău, la ăsta de lângă tine, care vine cu tine la adunare, dar nici spălarea nu poți să o fac cu ăla. Cine știe de când nu s-o mai spălat pe picioare? Nu, Doamne, nu-l vezi cum arată. Eu nu mă spăl cu ăsta. Unii de ei au scos spălarea din rânduiala bisericii în care trăiesc, pentru că au zis, cum să... Alții se aleg. De ani de zile știu situații când frați care se spală pe picioare numai unul pe altul. Niciodată cu altcineva. Surori, la fel. Surorile mai nou își spală ciorapii, nu își spală picioarele. Și credem că suntem din cei la care împăratul le va spune în ziua aceea, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Nu. Dacă raportarea noastră la aproapele, la cel de lângă noi, la omul de lângă noi, spune Apostolul Petru, vă citesc, că totdeauna e mai bine să citești
Atunci nu greșești. Zice... A doua epistolă zobornicească a lui Petru, capitolul 1, începând cu versetul 3, ce dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ce ziceți? Ne-am făcut părtași firii dumnezeiești? Suntem și noi în stare ce a făcut Domnul Hristos să facem? Suntem și noi în stare să trăim așa cum au trăit apostolii, primii creștini? Și spune aici mai departe, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința. Cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. În ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu cunoștința fapta. Cu fapta înfrânarea, iubirea de frați. Dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Suntem acolo? Suntem în stare să aplicăm cuvântul acesta noi fiecare în dreptul nostru? În momentul în care relația asta noastră pe care o pretindem că o avem corect cu Dumnezeu, nu se vede și relația pe orizontală cu semenii de lângă noi, cu fratele din adunare, cu cel care îl ai alături, care e și el mădular în trupul Domnului Hristos. Adevărul e că nu știu dacă mai suntem un trup. Dacă nu cumva sunt mai multe trupuri într-o adunare. Unii nu se identifică cu ceilalți. Eu, în același trup cu cutare sau cu cutare, judecata aceasta. Biblia zice că se va face cu tot ce este bine. Cu tot ce a fost. Fie bine, fie rău. Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile ne va pune înaintea noastră toate ocaziile când am putut să facem un bine și nu l-am făcut. Din ipocrizie câteodată. Dar uneori numai din neglijență. Sau din nepăsare. Sau din superficialitate. Sau din amânare. Ai auzit de un frate astăzi și a zis, ar trebui să merg și eu. Dar ai lăsat-o așa, lasă că poate mâine. Și mâine nu mai a fost cazul. Or fost alții. Mi-aduc aminte și vă las pe dumneavoastră pe acasă să luați textul ăsta și să-l cercetați cu luarea minte și să vedeți ce ați făcut și ce n-ați făcut, ce am făcut și ce n-am făcut. Mi-aduc aminte de o întâmplare undeva în Bucovina, într-un oraș, la începutul credinței pentecostale. Pentru că credincioșii pentecostale, apostolici, nu îi prigoneau numai autoritățile civile, ci și cele religioase. Biserica Ortodoxă în speță. Care ajutați de jandarmi, au pus la cale o scenetă să-și bată joc de pocăiți. Au încărcat un car cu saci cu nisip. Și în loc să înjuge boii sau bivorii sau caii, au pus funile și hamurile pe frații noștri credincioși, dezbrăcați până la brâu, să tragă sacul ăla încărcat cu saci de nisip. Și îi mai loveau și cu biciu. Și pe margine, asistența, soțiile, fiicele, mamele celor înhămați la car. Toți bărbați, tineri și bătrâni. Și lumea se uita înmărmurită, nimeni n-avea curajul să facă nicio mișcare. La un moment dat, dintre
rândurile de pe margine s-a desprins o femeie bătrână, care avea un toiac de care se sprijinea. S-a apropiat de căruța aia și-a pus și ea umărul la loitra, la o loitră de la o roată, să împingă, să ajute pe cei care trăgeau acolo la car. Și a început să cânte în original cântarea aceasta. Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând. Chiar dacă sameni numai lacrimi și umbli numai suspinând, Hristos cel Sfânt te va cunoaște. Nu după numele ce-l porți sau îl spui, ci după rănile îndurate sub crucea ta, sub crucea lui. Crucea lui, el s-a identificat cu toți năcăjiții lumii. Tu te identifici? Eu mă identific? Doamne, va fi o judecată. Ajută-ne să ne pregătim pentru ziua aceea. Și Domnul să ne ajute. Amin.